Ok, deci salutare tuturor, eu sunt Robert și venim la un nou episod. De această dată ne jucăm Minecraft, iar și da, scuzați pentru blexinul de la început, dar am vrut să-mi reamintesc cheia pe care pornesc și filmarea. Și da, m-am gândit, gen, stai că volumul foarte tare, m-am gândit să fac, acum se mai aude nimic. M-am gândit să încep o lume. Poate alături și de cineva, dacă nu o fac singur, pur și simplu, gen, singur, nu știu, ceva gen, ca lui 3GTX-ul sau, mă rog, chestii, vă dați voi seama, frate, deși damage indicator-ul ăsta e foarte OP. Mă rog, bă, dacă, gen, vrea cineva să facă parte din lume și, gen, nu știu, o să-mi demonstreze și o să pot să am încredere în el să-l bag, adică fără să distrugă ceva sau chestii. Bă, eu îl aștept cu mare drag. Și da, abia am creat această lume. Lumea o să fie numai de survival, nu creativ, nu nimic. Gen, lumea asta abia am creat-o acum câteva secunde înainte să încep filmarea. Și da, gen, s-ar putea să mai fie cu alți playeri. Și da, mă rog, hai să începem. M-am gândit să pun... Oh my god, deja nu mai am mâncare. M-am gândit să încep să pun și gen... Nu știu, mai mult Minecraft pentru că, gen, în YouTube-ul românesc sunt și foarte mulți copii, dar și mulți adulți. Pe canalul de vlog nu cred că o să mai posteze, adică dacă o să postez, o să postez foarte rar. Bine, nu chiar, adică depinde. Depinde de situație. Și da, vreau să-mi fac casa pe un munte, adică, gen, zona asta e super șmecheră, adică îmi place foarte mult cum a fost generată, dar nu mai am mâncare. Shit. Gen, zona aia din spate îmi place super mult. Și vreau să-mi fac o casă acolo. Și legătură cu textura, să-mi ziceți dacă vreți alta, ceva medieval, nu știu ce vreți. Dono, asta e la alegerea voastră. Pentru că mie mi-e indiferent de textură. Pot să joc și cu normală, pot să joc și cu orice textură, adică nu mă prea interesează. Doar să fie itemul respectiv, adică am mai primit odată o textură troll și gen sabia de diamant era wooden sword și nu jucam Skyward și nu luam wooden sword ăla și mă și miram de ce e un wooden sword în chesturi și n-avem sabie. Da. Hai să vedem. Bun, nu cred că încep de acum cu construitul ăla, adică acum pur și simplu o să încep să-mi iau resursele, dar zona asta e destul de șmecheră, așa că o să fac un print. Ok. Și da, mergem undeva unde găsesc și eu oak sau spruce, uite chiar acolo. O să mergem. Uite un squid. Nevermind. Și sincer, acum nu știu ce să mai postez, adică vreau să postez și League normal, acum voiam să filmez League, hello, dar nu e nimeni online și nu vreau să filmez singur, adică, mă rog, cel mai probabil o să vă plictisiți, adică n-am cu cine să vorbesc, eu o să mă concentrez mult mai mult pe match, nu o să vorbesc foarte mult, deci când joc League, cel mai probabil o să mă concentrez super mult și nu o să vorbesc, adică e logic. Logică toată chestia asta. Dar să-mi spuneți și dacă vreți episod de gen de League, pentru că vreau să știu chestia asta. Când zic League, mă refer la League of Legends. Bun, nu pun gen acum, când sunt solo, pentru că v-am spus motivul, dar să-mi spuneți dacă vreți să joc ranked-uri sau normale episoade, pentru că gen chestia asta mă bate, nu știu ce să pun. Și dacă mă întrebați de skin-ul e Uta, un din anime-ul Tokyo Ghoul. Și cum am spus și la început, dacă vrea cineva să gen intre, putem să facem un smurf, dar nu al youtuberilor sau chestii, pentru că nu sunt cine știe ce youtuber. Adică nu mă pot numi gen super mare acum, adică am 70 de abonați, dar totuși, pentru mine e un număr mare. Și chestia asta mă motivează. Oh, din câte ați văzut, am pus și episodul de Skyward de revenire. Scuzați bările negre, dar habar nu am. Habar nu am efectiv ce să le fac. Adică, mie pe OBS mi arată totul bine, perfect, dar nu merge. Adică, habar n-am. Și dacă mă poate ajuta cineva, adică, habar n-am să fac chestia aia. Și dacă editez, o să mai scadă calitatea și nu pot să filmez 1080-ul pentru că, ne, schemări. E, ok.
Da, habar n-am ce să mai vorbesc. Și nici ce să construiesc. Adică momentan vreau să-mi fac astea, uneltele și tot. Cel mai probabil un episod de acest gen o să aibă undeva pe la 15, între 10 și 15 minute, poate maxim 20, pentru că nimeni nu se uită atât de mult la videoclipuri de genul. Și frate, vreau neapărat ceva gen care să fie un aproape mereu, hai să nu zic mereu, pentru că e exagerat mereu. Gen cineva cu care mă pot juca, pentru că tipii cu care mă joc, gen astăzi un tip e plecat la țară, Miki, Radu intră la 1 și acum e 11 sau 12, habar n-am cât e ceasul. Ali nu mai intră că trebuie să învețe că de la militar și Julie nu, gamer nu e online și n-am ce să fac. Și dacă vă întrebați cine e gamer, e X gamer de pe YouTube, adică n-aveți cum să nu-l știți. Oh my god, ce idiot sunt. Și textura, dacă vă întrebați ce textură e, este asta. Bine, dar o schimb acum. Ala bala portotu. Ok, tare. Dar nu e mai nimic schimbat, adică decât hotbar-ul, atât. Și de ce mi-a dat abia acum getting wood? Adică, frate, am aproape un stack. Bun, hai să o mănânc și noi și să luăm niște mâncare. Da, încă este lac pentru că se generează lumea, dar nu este atât de mare să zici că n-am cum să joc. Dar ok. Adică, mă rog, ca să scăpați de bările negre pe care le am la, la unele videoclipuri, cred că la toate momentan, trebuie să faceți full screen videoclipul și gen, cred că toată lumea se uită în full screen, așa că nu e o mare problemă. Dar băzitul de pe fundal, dacă încă mai este, n-am ce să-i fac. Gen, nu știu ce să-i fac. Încă n-aș avea ce să-i fac. Și m-am gândit la o serie, adică asta vorbeam cu băieții aseară când nu am încercat să filmez nimic. Ceva de build pe creativ, adică nu știu, mie îmi place foarte mult să construiesc pe Minecraft. Bine, pe multe jocuri îmi place să construiesc, adică asta e... Nu știu, asta îmi place mie cel mai mult să fac și pe scrap și pe tot. Build-ul, frate, pentru că, nu știu, gen, mă calmează. E ok. Și m-am gândit să fac și un perete la abonaților. Știu că chestia asta au făcut-o mulți oameni, dar, nu știu, mi s-a părut, gen, ok să fii pe un perete, gen... Nu știu cum o să fac, probabil la primul comentariu o să pun... Gen, numele tipului care a dat primul comentariu, numele de pe YouTube. Și nu știu, un mesaj de încurajare sau ceva. No. Vedem după, când o să ne facem casa. Cel mai probabil momentan o să fac o căsuță mică, nu știu, ceva gen... Nu foarte mare sau exagerat. Adică... Da, nu vreau să fac din prima ceva super mare, pentru că... Nu o să pot și o să iau foarte multe episoade. Bravo, Robi, tu chiar știi să faci parkour. Ok, acum hai să căutăm o zonă foarte bună de casă. O bat cuvintele. Uai, frate, ce șmecher e aici. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Și mic și negru. Oh my god! Nevermind, nici măcar nu mă. What the fuck? Priviți aici, în Minecraft blocurile zboară. Ups. Am vrut să fac asta. Op. Ok, cred că aici o să-mi fac asta. Și gen casa să fie pe undeva pe aici. Undeva. Cred că aici. Și gen o să fac o intrare frumos cu... bricuri. Asta e mic și negru. Pardon. Mori. Așchiuță. Arșinel. Hai să zici genul ăsta. Nu, nu te bat. Te las în jumătate de inimă. Și acum zic arșinel. Ok. Bun, hai să ne începem și noi treaba aici. Bun, asta... Mică probabil o să uit de locul ăsta și nu vreau. Adică chiar e șmecher locul. Bun, aici, aici și aici. Facem un pickaxe mai bun.
Perfect. Bun. Acum nu vreau să fac momentan din să nivelez zona pentru că ar lua o grămadă. Pur și simplu, în episodul ăsta am vrut să găsim locul de casă și să fac câteva micunelte. Da. Probabil o să nivelez aici așa. Și o să vin aici, aici, aici. Și o să stup groapa asta că e urâtă. Tă fac deja nu mai am mâncare. O să trească să îl sacrificăm pe unul dintre arșinei ăștia. Da, păcat. Rip arșinel. Și cel mai probabil peretele o să fie undeva pe... nu știu. Dați că imediat mă uit. Cred că în... cred că aici, gen, acolo. Dar o să trească să fac niște scări. Bă, nu știu, adică... locul ăsta nu-i cel mai wow, dar mie îmi place. Adică... chiar voiam să fac chestia asta. Am văzut căul aici. Yep, chiar e căul aici. Facem niște torțe ca să nu vină boala rea peste noi. Arșinica. Și habar n-am niciun subiect de discuție, adică pur și simplu gen... asta e o serie de build, doar că pe survival. Nu e nimic wow. M-am gândit și la episoade de survival, gen zare am nevoie de thumbnail și trebuie să-mi fac. Și o să mai dureze puțin. Bun, aici și aici să zicem. Apoi aici, am zis că vreau să nivelez zona asta. Da, mă duc să sacrific un arșinel, că n-am ce să fac. Dar mi se pare că ăsta mic nu dă nimic, că e zgârcit. Bă, arșinel. Oh my god, s-o păilă. Oh my god, ce bun sunt, adică chiar nimeresc tot, da. Fuck. Am văzut găini mai sus, dar l-am pierdut. So... bă, uite aici, e o peșteră. Cred. E ceva ce sare. Probabil o să dau de mult apă. A, cred că sunt lilieș, mă. Sper că sunt lilieci, că dacă sunt lilieci, asta înseamnă că am găsit și o mină. Da, sunt iepuri. Am auzit un chițeit sau ce, Doamne iartă-mă ăla. Și am dat și de pământ, da, nicio șansă. De ce sunt prost? De ce nu fac direct asta? Bun. Crafting table-ul e aici. Stați să văd și eu cât am filmat. Am filmat 13 minute. Bă, deci... da, mă rog, cam asta am făcut în episodul întâi. Episoadele astea de acum, gen, sunt... o să fie super plictisitoare pentru că... nu avem ce să facem în ele. Da, am căscat acolo, scuze. Deci, da, primele episoade din această serie o să fie plictisitoare pentru că pur și simplu adun resurse până nu fac asta, gen, nu o să fie nimic interesant pentru că nu o să mă pot duce la explorat sau nu știu. Da, la explorat în general. Și, by the way, asta e pe 1.8 mapa. Nu o să fac pe 1.11 sau chestii pentru că nu-mi place versiunea. Adică, e nașpa, nu-mi place. Deci, da, cam atât am făcut cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut acest episod. Și, da, baftă lume. Pa!